JPL vă recomandă Elastic Ultra. Am revenit în direct, vă spuneam la începutul emisiunii că am fost plecat pentru câteva zile în zona Brăilei la sfârșitul săptămânii trecute și am filmat pe la mai mulți fermieri. Haideți să vedem un material realizat în Lacul Sărat la o fermă performantă, la o fermă care a investit foarte mulți bani în sistemele de irigații și vă veți convinge că investițiile făcute dau și roade. Materialul și revenim. Domnul Gropăneanu, aici aveți o cultură de soia care arată excepțional. Spuneți-mi care e secretul. Da, într-adevăr, avem o sură de soia de 150 de hectare în care semănat-o l-am început pe data de 20 aprilie. Am procedat așa cum trebuie la tehnologia ei și secretul cel mai important este irigatul. Deci în luna de 25 aprilie și până la momentul de față am irigat în continuu zi și noapte. Câte ape spuneați că ați dat până acum? Deci începând de pe data de 26-28 aprilie și până în momentul de față nu pot să vă spun câte apă, dar în schimb soia spune ea câtă apă a avut și acum este foarte umed în interior. Producția estimată? În general la soia producția se face între 3.000-4.500 până în 5.000 de kilogram. Eu zic să atingem apogeul maxim de 5.000 de kilogram la hectare. Aici derulăm cu domnul Gropăneanu un contract de multiplicare, categoria bază, pentru producere sămânță, C1. Este soiul Nicola, produs de stațiunea cercetări Turda, produse în România, climatizate pentru toate zonele de cultură. Este un soi timpuriu, perioada de vegetație este de 136 de zile, potențial mare de producție, 5 tone la hectar, înălțimea, vedeți, este foarte mare, are o înălțime de 107 cm. E un soi cu rezistență la boli, la bolile soi, la putregaiul tulpinii, arsuri, mană. Bun, vorbeam despre soia care arată foarte, foarte bine. În afară de calitățile pe care le-ați enumerat și mai trebuie precizat faptul că apa e un factor foarte important, la soia. Câți dintre fermieri mai cultivă soia în momentul ăsta? Puțin. De ce? Puțin din cauza apei. Nu au apă. Nu au sisteme de irigat. Suntem într-o solă unde avem 185 de hectare de Pioneer 0710. Este un produs pentru siloz, din care folosim și la consum. După cum v-am spus și la soia, am făcut o tehnologie ca fiecare fermier în România, nu avem ceva special, da? După cum știți și dumneavoastră. În schimb, secretul, ca și la soia, este apa. După cum vedeți și dumneavoastră, pivotul este lângă jumate pe soia, jumate pe porumb. Îmi pare rău că nu putem să intrăm, că e plouat, e ligat pe drum și puteam să mergem și în partea cealaltă. Dar, în schimb, avem un porumb extraordinar de bun. Este semănat cam pe data de 10 aprilie terminat, 10-12 aprilie, nu așa, și începând de atunci a început să-i dăm și apă. Și asta este tot secretul. Adică nu e ceva, să spunem, domnule, ai dat nu știu ce în greșe. În greșe minte normală, ca fiecare un MPK, un azot, un foliar, microelemente, așa și atât restul, apă. Apă, asta este secretul plantei în general ca să poată supraviețuiască și cu mâncare mai puțin dacă ai apă faci producție. Practic nu e niciun secret că așa cum am putut vedea și noi, cel neirigat arată slab spre foarte slab, da. Iar cel irigat arată da. Ca... Ia, uitați-vă, aici vă arăt un exemplu. Uitați-vă și dumneavoastră dacă puteți să întrebați camera încolo, da, mai așa. Porumbii irigat acum și ăsta nu este irigat că facem o socoteală la 10 zile.
Da? Deci acest porumb de aici încolo n-a fost irigat de acum 10 zile. 8 zile, să spun. Da? Și diferența se cunoaște imediat. Dacă depășești 10 zile, 12 zile, după aceea ai probleme. Scade producția pentru că nu mai are aceeași putere ca porumbul să se dezvolte dacă nu are apă. Bun, am revenit în direct. Cred că sunt elocvente imaginile, sugestive, nu? Cred că e foarte mult de comentat. Acolo unde faci tehnologie, ai și apă. Poți să faci investiții. Exact. Tehnologia de vârf, dacă ai apă, nu mai ai riscuri. Da, da. Ce era de apreciat la domnul Gropeneanu, că a investit foarte mult în sistemele astea de irigații, în tehnologie, a preferat să bage bani în utilaje, n-a cumpărat pământ, în schimb a investit în tehnologie și uite că are și rezultate. Și cred că poate fi un exemplu pentru mulți fermieri. Bun, domnul Platon știu că vrea să ne spună câteva lucruri. E într-o zonă calamitată, într-o zonă afectată de secetă. Bună seara, domnul Platon. Bună seara dumneavoastră, domnule Ghinea și colegilor dumneavoastră. Ia ziceți că ați vrut să interveniți. Da, am vrut să intervin datorită faptului că să știi că mai întotdeauna s-au purtat discuții de foarte mulți ani pe marginea secetei cu legea calamităților naturale și a forței majore. Așa. Și nici în ziua de astăzi, după multe discuții împreună cu colegul Gheorghiță și cu colegul Radu, nu s-a rezolvat absolut nimic. Tot batem apa în piuă să modificăm acea lege care mai rău încurcă fermierii datorită faptului că nu pot să fac un contract cu un preț bun și uite că merge în continuare aceleași probleme după multe secete, nu după seceta din 2020, după secetele din 2018-19 și nu se schimbă nimic în acest sens, cu toate presiunile făcute de fermieri. Bun, domnul Platon, ia spuneți-mi, cum arată porumbul acum la dumneavoastră? Păi, cum să arăt? Care a mai trăit în ieri, al altăieri, mai e verde, dar în urma temperaturilor de azi și de mâine nu cred că mai nu mai rezistă datorită faptului că moare, se usucă. Îl băgați la animale? Ce ați făcut? Ați dat? Nu mai sunt, domnul Ghinea, animale. În România trebuie să recunoaștem că nu avem zootehnie. Nu putem, porumbul arată extraordinar de bine, e undeva la 2 metri, 2 metri și ceva și nu are, nu avem animale, cui să-l dăm? Cui să-l dai? Îl dai sub brază. Am înțeles, dar dacă tot ați sunat, asta, măsura asta luată de ministru cu de 3 ori subvenția pentru dumneavoastră ca fermier afectat de secetă, vă încântă, e o măsură bună, că invitații de aici din platou sunt destul de circumspecți. Datorită faptului că s-a mutat de la, s-a dus toată discuția și nu, adică garantează statul pe banii care îi dă alte bănci. UNIFN-ul. Am citit acum câteva zile că s-a modificat, nu mai este garanția banilor statului român, nu mai este statul român. Adică statul român garantează pentru banii care îi dă altă bancă. Banca respectivă nu are niciun absolut niciun coeficient de risc. Pentru că oricum ar fi, banii sunt garantați în procent de 80% de către statul român, iar dacă ferească Dumnezeu, fermierul nu poate plăti, vine banca și îți ia, că te pune să semnezi, fii de ajutor și cu casă și cu masă și cu toate cele și banca își recuperează banii. Problema este în felul următor. Domnule, dacă vrei să ajuți fermierul român și ai spus că îi dai 2%, de ce mi-ai pui roborul în șale să se ducă la 10, 11, 12%?
Asta am zis și noi, Florin. Da? Asta am zis și noi aici. Același... Da, n-am prins discuția de la început. Aceeași problemă am ridicat-o și noi și am spus că o măsură mai bună era, știu, plafonarea roborului pentru creditele acordate fermierilor la un anumit procent. Măsura asta cu de 3 ori subvenția, eu mi-am exprimat personal și repet, ca să auzi și tu, măsură pe genunchi. O improvizație, ca să citez pe domnul Aurel Pană. Păi... Noi nu avem nevoie de improvizații, numai că o să se supere domnul ministru Daia pe mine când am fost în altă emisiune, într-un alt platou și am spus că noi nu avem o strategie comună, o strategie de țară, un plan de țară la nivel agricol. A auzit în căști, era în pauză și mi-a spus după aceea că noi avem, dar nu avem. Nu avem pentru că fiecare ministru care vine s-a demonstrat tot ce a făcut bun ăla la altul, ăsta care vine acum distruge sau nu mai continuă programele respective. Și se vede clar că fiecare merge cam cum mi se pare lui sau cum este influențat sau, mă rog, sfătuit. Deci, datorită faptului că nu se menține linia economico-politică în Ministerul Agriculturii, cei care vor pierde vor fi fermierii români. Datorită faptului că acum 2-3 ani nu s-au implementat ceea ce fugărim astăzi pe dealuri, o țavă cu apă sau un tun de apă. Și nu numai trebuia implementat acum 10 ani, 20 de ani. Nu astăzi când suntem cu seceta la gât. Măcar să întâmple lucrul ăsta și acum. Da, da. Și nu numai fermierii români pierd și suferă întreaga populație, pentru că cetățenii o să plătească un cost destul de mare la raft pentru produsele care le vor achiziționa. Pentru că lipsa unor anumitor produse, da, carne din import, o să fie, nu cred eu că o să fie ieftină. Și atunci populația întreagă o să plătească pentru falimentul politicilor din Ministerul Agriculturii. În mod normal, n-ar fi trebuit să existe culoare politică, indiferent de partea cărui, că de un politic, acum, partea cărui partid. Păi, acum întreb și eu că avem bani la dispoziție, dar noi folosim. Am putea să compensăm prețul la cereale datorită exportului cerealelor din Ucraina prin portul Constanța, iar România are cu 48 până la 52 de euro mai puțin pe tonă. Da, și nu se face nimic. Banii se vor duce cu garanții în altă parte și nu în susținerea producătorului autohton. Domnul Platon, ca să revenim un pic la de 3 ori subvenție. Da. Vă interesează programul ăsta? Îl veți accesa? Nu, domnule, nu e un program. Nu este un program bun, este efectiv fermierul se duce și-și ia banii pe 3 ani înainte, dar la anul mai ai garanția că poți îndeplini criteriile pentru a lua subvenția în nou Green Deal. Cu Green Deal-ul nu se știe, că uite, Germania vrea să revină la centralele pe cărbune, deci prea o luaseră cam tare cu Green Deal-ul ăsta, trebuie să o lase puțin mai ușor. Nu avem nicio garanție, colegul Radu, că vine Germania și spune Comisiei Europene, gata fraților, dați-vă înapoi cum a fost. Absolut nicio garanție, ba mai mult, te pune să lași pârloagă, te pune să folosești mai puține substanțe de protecție a plantelor cu un procent de 35%, 50% din cantitate din îngrășăminte chimice, va fi un dezastru din punct de vedere economic a fermierului român. Nu e o măsură bună de 3 ori. N-ai garanție că o să iei banii de la Apia. Trebuie să faci producții mari ca să poți acoperi costurile creditului. Nu o să poți face producții mari datorită faptului implementării noului Green Deal. Bun. Până la Green Deal, haideți să vedem ce faceți dumneavoastră acolo în Vaslui. Mai continuați activitatea în condițiile astea? În condițiile în care se pun acum, cred că dacă fermierul român nu este susținut pentru campania de toamnă 2022, nu se seamănă greu. Adică dacă nu se dau niște despăgubiri, vreți să spuneți, nu? Corect. Foarte corect. Dacă nu se dau despăgubiri, și nu numai la culturile de toamnă, inclusiv la culturile de primăvară, pentru că la noi este de la 50% până la 100%
calamitate zona. La cât să se ridice aceste despăgubiri pe hectare din punctul dumneavoastră de vedere? La minim 1000 de lei pe hectar. Minim 1000 de lei. Bă, ce puțin, nu? Vă salut, domnul Platon, că intervin și eu. Păi ce să fac cu 1000 de lei când investițiile într-un hectar acum sunt eu cu 4-5 mii de lei? Eu m-aș mira dacă nu de lei, domnul, deci, domnul Hedrage. Aș fi vrut să aduc și eu în discuție un pic creditul ăsta de 3 ori. Cum să ia un fermier din Vaslui care are 2 ani sau 3 ani de secetă să se mai și îndatoreze încă 2-3 ani? Păi, mai ales să n-aibă și nici sistem de irigații. Ce curaj are un fermier să mai facă un credit? Nici nu cred că va fi, domnul Pană, mă scuzați că intervinte și dumneavoastră, nici nu cred că va fi vreodată pe aici, pe undeva decât în malul prutului. La orice nivel, dacă ai 2 ani proști și ești îndatorat, ai datorii poate chiar și la furnizorii de inputuri sau asta, ai credite furnizori, mai ai și un credit pe 2-3 ani. Ai tu garanția că la anul o să recuperezi toate investițiile astea? Și într-un credit scump, nu, asta e soluția. Mai mult decât atâta, părerea mea că nici asta cu, e o rezolvare temporară cu calamitățile. Ne îmbătăm cu apă rece. Nu, asta e soluția. Ce facem? Aruncăm banii pe calamități. Și ce, cu ce v-a salvat pe dumneavoastră? Că v-ați recuperat anul ăsta o parte din bani, 30% din investiție. Nici la anul ce faceți? Și la anul ce faceți? Sau sunt 2-3 ani de proști. N-aveți curaj să investiți în sisteme de irigații, n-aveți curaj să faceți credit, n-aveți curaj nimica. Recuperați 30%. Pană, am curaj să fac investiții în irigații, nu am apă. Păi, legea nu spun? Dă voie să accesez puțurile mari de adâncime. Păi n-aveți voie, că nu vă dă apele române. Păi nu-mi dă voie. Și atunci cum n-am eu curaj? Eu am curaj, mă duc și-mi iau 100.000 de euro și îmi pun 50-60 de hectare la irigat mâine. Eu mă refer la faptul că... Dar eu nu am legii. Deci pe noi legea ne încurcă. Nu ar avea curaj fermierul. Păi da, dar fermierul are curaj să facă un credit. Dacă are sistem de irigație funcțional sau să-și ia niște... astea, cum se cheamă? Utilaje de irigații. Dar dacă nu are infrastructura mare, cum să facă asta? Și cum domnule să facă credit? Nu avem legii. Nu avem legii. Noi nu avem... Nu e nici vorba de infrastructura principală. Pentru că nu există apă pentru a aduce, avem 100 de kilometri până la Prut și 100 de kilometri până la Siret. Da, grosso modo, hai să împingem apa pe țeavă, da? 100 de kilometri până în... Sunt niște costuri. Se poate? Haideți să băgăm dacă era un program, euro. Dacă era un program național, irigațiile sunt, reprezintă un program de anvergură autostrăzilor. Dacă exista un program național, așa cum a început și autostrăzile, cât de cât, uitați-vă, că mai avem un pic și circulăm de la Arad la Constanța pe autostradă. Mai avem două bucăți acolo de făcut. Dacă se întâmpla asta și cu sistemul de irigații, da. Acum stăteam la alt nivel și România era situată în producții, eu știu, poate chiar în topul Uniunii Europene. Dar cred că nu se vrea. Părerea mea este că nu se vrea, pentru da, că noi... La domnul Gheorghiță ați văzut că a fost posibil acolo, că e canalul aproape. El așa păstra sistemele. Bun, era sistem unde au fost sistemul da. Vechi de irigații. Dar eu, sincer să fiu, aș dezvolta un pic imaginea. Și din punctul meu de vedere, eu o să fiu mai demotivant pentru foarte mulți. Dar demotivant pornind de la niște realități. În România va fi imposibil să irigăm 10 milioane de hectare. La fel. Clar. Asta toată lumea e de acord. Da. Cât putem să irigăm din ceea ce avem? Asta e o a doua discuție. A doua discuție e clar că nu putem din sistemul hidrografic actual să creștem cu foarte mult suprafețele. Fiindcă, vedeți dumneavoastră, avem un proces de feedback. Dacă noi colectăm toate râurile interioare, să zicem, să facem baraje munți, prima condiție este să se poată. A doua condiție este bun amenajezi în zona. Dar asta înseamnă că într-un an secetos, cum este anul ăsta, avem 2500 de metri cubi pe secundă la ora actuală pe Dunăre, dintre care o treime provin din râurile interioare. Dacă eu captez râurile astea interioare ca să dezvolt noi sisteme de irigații, ce fac cu sistemul vechi existent? Cu cel mai aprovizionez. Că l-a trage apă din Dunăre. Deci mut acolo și irig acolo și-l opresc pe ăsta. E adevărat că ăsta este energofag. Problema cu Siretul. Și Siretul, în condițiile astea, mare lucru, nu va iriga. Că n-are din ce, că nu există volum. Trebuie să umblăm la apele subterane. Apele subterane sunt o poveste mai largă.
Și e o poveste care a început să devină neclară după ultimile studii făcute în Grecia și care a constatat că folosindu-se irigațiile din apele subterane le-a crescut adâncimea Pântei Freatice. Acum, că o fi așa, că nu o fi așa, lucrurile sunt în studiu. Nu e o certitudine. Cert este că nimeni nu are răspuns. Și unii suflă în iaurt și zic, mai bine nu dăm drumul la nimeni să irige și hai să vedem ce o fi. Chiar să zicem, dacă dăm drumul, bazinele hidrografice subterane, și sunt hărți în sensul ăsta, nu sunt aceleași peste tot. Avem zone unde avem apă subterană, avem zone unde avem nevoie de apă subterană. Deci, tot nu o rezolvă. A treia problemă care se pune, acolo unde pot să fac sisteme de irigat, cele vechi să le reamenajăm sau să facem cele noi, indiferent de sursa de apă. Dar acolo unde nu putem face, ce facem cu fermierii respectivi? Fiindcă asta e o mare întrebare. Ce-i putem să cultive? Oamenii trebuie să știe că vor fi și vor fi pentru foarte mult timp de aici încolo, perioade unde seceta se va repeta mult mai frecvent față de ce a fost. Și trebuie să te gândești foarte bine dacă mai merită să faci activitatea de agricultură sau să închizi prăvăria și să pleci. Să știți că va fi o întrebare care va trebui mulți să ne opunem dacă mai merită să facem agricultură în condițiile acestor riscuri. Fiindcă acum nu mai vorbim de 900 de lei azotatul. Vorbim de 4.000 de lei azotatul. Da? Și atunci investiția devine alta. Ne permitem să o facem? Sau nu? Fiindcă statul nu va putea să rezolve în întregime situația. Și în ultimul rând trebuie să mai ținem cont și de o conjunctură nenorocită. Ca așa a fost să fie. În 2020 am tipărit bani, am dat drumul la tiparniță și la americani și la Banca Europeană. Toată lumea știa că va veni inflație. Și dacă ne aducem aminte, domnul Ghine, chiar aici am discutat și am zis atunci, domnule, problema nu e că dacă va fi inflația, că asta e o certitudine. Problema cum o vom gestiona? O vom ține în frunt sau nu? Nu o ținem. Nu numai noi. Că noi, să zicem, nici nu avem pretenții, că nu suntem foarte pricepuți așa în gestiunea banului, ca nație. Dar uitați-vă că nici alții nu reușesc în Europa. Inflația e mare. Dublată și de război, dublată și de problemele de logistică internațională, am ajuns într-o conjunctură nenorocită. Ce vom face? Nu știe nimeni. Este foarte adevărat că trebuie să ținem cont că se face și foarte multe risipă. Și am ajuns la un nivel la care nu știu dacă ne putem permite raporta la productivitatea activității. Nu numai în România, este tot. Și lucrurile se vor rearanja. Cum și cu ce costuri și cu ce dureri va rămâne de văzut. Dar trebuie să spunem oamenilor adevărul. Mulți vor trebui să se gândească dacă mai merită să facă activitatea, dacă trebuie să-și o schimbe, poate să treacă de la cultură mare la altceva. Nu știu, sau efectiv... Bun, haideți că trebuie să luăm publicitate. Mai am o singură întrebare să-mi răspundă scurt domnul Platon. Dacă nu se dau aceste ajutoare, despăgubiri, spuneți-le cum vreți, mai faceți agricultura acolo în zona Moldovei? Suntem mai mult decât obligați datorită faptului că avem credit și multe, domnul Ghinea. Da, au credit. Așa e. Bine, domnul Platon, ce să zic? Mulțumesc pentru telefon și să dea Dumnezeu să... avem parte de vremuri mai liniștite, să ne auzim în condiții mai bune. Luăm câteva minute de publicitate și ne reîntoarcem aici la Agro TV, la Agricultura, la Raport. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritechno.